Aeroportul londonez Luton a suspendat toate zborurile din cauza unui incendiu care a provocat prăbușirea parțială a uneia dintre parcările sale. Inclusiv zborurile din Iași spre Londra Luton au fost anulate din cauza acestui incident. 15 mașini de pompieri au intervenit la incendiul care a afectat jumătate din structură cu mai multe etaje și a implicat numeroase mașini. Aeroportul Luton se află aproximativ la 56 de kilometri nord de centrul Londrei și este unul dintre cele câteva aeroporturi internaționale care deservesc acest oraș.